Eu întotdeauna am vrut să spun părinților că să nu își abandoneze copiii prin orfelinat. Am locuit în 4 instituții rezidențiale și nu vreau ca părinții și să lese să-și abandoneze copiii prin instituții, să aibă acces persoana cu dizabilități peste tot locul, și în comunitate, și la magazin, unde nu te-ai afla. Dar nu trebuie să-l ții închis în casă.